Individualismul tău luminos este echilibrat armonios de dorința de cooperare și de diplomație. Ai caracterul obișnuit al berbecului tipic, dar asculți ușor interlocutorul înainte de a lua o decizie și, prin urmare, te manifesti în parteneriate mai bine decât majoritatea fraților tăi din semnul zodiacal berbec. Cu toate acestea, uneori ești ruptă de impulsuri opuse. În astfel de momente, acțiunile tale pot intra în conflict cu nevoile și sentimentele tale adânci. Semnul tău zodiacal aparține constelației berbecului. Berbecul este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități: activitate, curaj, pricepere, explozivă, ambițioasă, firească și invincibilă, aflată sub puterea războinicului Marte. Elementul tău este un foc strălucitor și arzător, ești o femeie puternică care poate inspira pe alții și îți poți atinge scopurile. Perseverența și hotărârea în combinație cu o voință puternică te pot ajuta să atingi înălțimi fără precedent. Totuși, de cealaltă parte a monedei, temperamentul tău fierbinte, agresivitatea și uneori pasiune excesivă, atât în ceea ce privește sexul cât și în afaceri, pot strica foarte mult. Este mai bine pentru tine să folosești voința ta de fier pentru a combate izbucnirile de furie și aspirațiile zadarnice, ceea ce poate duce la conflicte și chiar leziuni. Calea către armonie se află în autocontrol. Este de asemenea o idee bună să asculți nu numai sentimentele tale, de exemplu, furie sau gelozie, ci și interlocutorul. Guvernatorul tău astral este Marte. Planeta Marte este responsabilă pentru stocul de energie, precum și neglijență. Această planetă este favorabilă actorilor, profesorilor, lucrătorilor medicali, oficialilor. Planeta ta în exil este Venus. Lui Venus îi poți mulțumi pentru lipsa de politețe, impertinență și exprimarea directă. Tu afișezi foarte rar diplomația și capacitatea de a juca într-o echipă, dar mai multe decât alți berbeci, ești capabilă de parteneriat și interacțiune cu oamenii. Ai o natură simplă, dar asculți cu atenție opiniile adversarului, fără a te mișca imediat. Cu toate acestea, ești o fire agitată și este adesea dificil pentru tine să înțelegi ce dorești și ai astfel de dorințe contradictorii. Tu recunoști exclusiv ideologia ta față de viață. Ca o regulă, din acest motiv ai probleme în ceea ce privește cariera ta. O viziune oarecum naivă a lumii și a copilăriei nu poate fi combinată cu persistența necesară pentru succes. Numai prin desemnarea pentru tine însăția scopului vieții și stabilirea limitei capacităților tale, poate chiar prin scăderea cerințelor pentru tine însăți, îți poți realiza energia la maxim. Până când vei ajunge la această fază, ești condamnată la agitație și distracție fără sens. De regulă, ești axată pe familie, în special pe bărbați. Pentru tine casa este o cetate, familia este alaiul. O astfel de formulare a viziunii asupra familiei poate crea unele probleme, în special dacă soțul sau unul dintre copii nu dorește să joace rolul de subordonat. Tu ești neobosită în visele, idealurile, viziunea asupra lumii. Este nevoie de o răbdare extraordinară de la alții pentru a asculta aceste revelații. Deoarece ești prezentă în mod mental într-o lume imaginară, onestitatea și sinceritatea ta pot fi percepute inadecvat. Curățenia gândurilor te împiedică să compromiți pe alții, iar neînțelegerile sau refuzurile întâlnite în colegii tăi pot fi interpretate ca o trădare. Deși ești iubită de alții, ar trebui să te asiguri cu atenție că ideile tale nu îți îndepărtează prietenii. De aceea arta compromisului pe care ar trebui să o înveți este atât de importantă. Adesea tu vezi lumea numai în alb și negru sau o vezi ca o combinație a două începuturi ostile. Dar, deoarece natura ta este umană, nesofisticată, deschisă, ea invadează invariabil respectul, astfel încât furia și izbucnirea emoțională sunt deosebite de radicale. În plus, tu iei întotdeauna partea celor jigniți și ofensați și, prin urmare, te afli în conflict deschis cu cei ostili,
Dar acest lucru ți oferă și posibilitatea de a extinde cercul de prieteni și admiratori. De cele mai multe ori nu înțelegi emoțiile altora, deoarece trebuie să treci prin suferință, greutate și chiar dezastre pentru a simți ceva similar. De regulă, nu contează pentru tine ce spun alții despre tine. De aceea, tu nu reușești imediat să realizezi că nu toți cei din jur îți pot împărtăși opiniile. Neînțelegerea de către ceilalți poate fi o adevărată tragedie pentru tine. Te distingi față de alții nativi din berbec având astfel de calități, autonomie, activitate, curaj, ești mereu în mișcare, făcând mii de lucruri în același timp. Fiind o iubitoare de libertate, tu apreciezi independența și aprecierea membrilor sexului opus. Cum afectează data de 2 aprilie soarta ta? Principalele tale calități distinctive sunt voința și hotărârea. Unicitatea ta constă în faptul că ești capabilă să devii un set creatoare a destinului tău. În plus, ai o altă abilitate extraordinară, de a determina în avans evoluția evenimentelor care ar putea afecta soarta celor dragi. Toate acestea sugerează că drumul tău în viață depinde numai de tine însăți. Principalul lucru este acela de a stabili obiective înalte. De regulă realizezi cu succes tot ceea ce a fost intenționat, deoarece curajul tău personal poate elimina orice obstacole care stau în calea obiectivului. Și pentru a lua deciziile corecte în multe feluri te ajută intuiția, care este mult mai dezvoltată decât cea a altor berbeci. Având o tendință spre diverse aventuri, tu pui foarte adesea tot ceea ce ai în joc și cu siguranță câștigi. Demnitatea ta pronunțată este umbrită de faptul că ai o percepție idealistă asupra vieții. Jucându-te cu viața ca și cum ai plut în nori și reflectând asupra problemelor ridicate, nu știi cum să stabilești obiective reale, ceea ce afectează în mod negativ creșterea ta în carieră. Pentru a nu avea probleme în a-ți crește cariera, trebuie să înveți să-ți reduci standardele la abilitățile tale pentru a te realiza cu succes. În caz contrar, viața ta va fi plină de agitație și de distracție. În plus, oamenii din jur nu sunt întotdeauna capabili să te înțeleagă, de aceea nu te poți aștepta la o reacție adecvată de la ei. Pentru a face relațiile cu lumea mai armonioase, ar trebui să te uiți la tot ceea ce se întâmplă cu ochii tăi. Dacă nu-ți faci dușmani din cei din jurul tău și încerci să-i înțelegi, pacea interioară va fi cu siguranță realizată. Poți fi foarte legată de familie, care este principalul tău ghidă de viață, deoarece tu consideri casa o cetate, iar familia este supusă unui singur rege, adică ție. Cu toate acestea, această abordare este plină de anumite probleme. Dacă a doua jumătate poate accepta un astfel de comportament, atunci copiii abandonează adesea rolul subordonaților. De cele mai multe ori te uiți la lume exclusiv prin prisma culorilor alb-negru, adică ești sigură că lumea este alcătuită din două principii opuse. De aceea, ar trebui să înveți să găsești un compromis, mai ales în relațiile cu prietenii. Având în vedere că poți intra în conflict cu autoritățile apărând interesele celor umiliți și jigniți, numărul simpatizanților tăi poate crește considerabil. Pentru tine este foarte important să înțelegi că părerea ta nu este singura în lume. Tu ar trebui să fii puțin mai atentă la ceea ce spun ceilalți despre tine, astfel încât neînțelegerile altora să nu devină o tragedie pentru tine. Dragoste și compatibilitate. Sinceră, sociabilă și deschisă, nu duci lipsă de parteneri, dar întruchipezi două aspirații opuse, dorința de independență și nevoia de relații apropiate. Cu toate acestea, fără ele te simți pierdută, astfel încât în cele din urmă, dragostea câștigă. Perspective favorabile pentru o relație sănătoasă și pe termen lung ai cu gemenii care sunt și inovatorii neobosiți. Un sagetator luminos și impulsiv este partenerul ideal pentru tine. Ai multe în comun cu vărsătorul independent, dar va trebui să te aștepți la cea mai înaltă trădare din partea lui. Una dintre cele mai reușite alianțe o poți forma cu un antagonist din pești, care îți va ceda cu bucurie conducerea, încântându-te cu misterul și disidența sa, dar aici ar trebui să-ți calmezi căldura pentru a nu-l ofensa pe partenerul tău.
Romanul cu un reprezentant al berbecului este posibil, dar aici poți primi o palmă, ducând de la separare, deoarece bărbatul berbec nu este gata să fie condus pentru o lungă perioadă de timp. Cele mai insuficiente uniuni matrimoniale ale tale sunt formate cu reprezentant practicei semnelor pământului, Capricorn, Taur și Balanța, care par a fi atât de plictisitori pentru tine încât vei renunța singurică, dar siculeu, deoarece în lupta pentru conducere apar doar contradicții. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Tu ești un copil veșnic, așa că sunt inerente unele naivități. Aceste calități sunt foarte bune pentru a-ți strica viața, deoarece te aștepți la succes și recunoaștere instantanee și se întâmplă foarte rar. Ești o idealistă care nu evaluează întotdeauna în mod adecvat realitatea și ai tendința să te supraestimezi. Ar trebui să-ți stabilești mai des scopuri specifice pentru tine însăți, în timp ce este mai bine să reduci așteptările, numai atunci vei reuși să obții succes pas cu pas. De asemenea, te poți lovi de agitația și acțiunile fără sens, care îți consumă foarte multă energie și este puțin probabil să le asiguri succesul. Pentru tine familia este foarte importantă și necesară, dar îi tratezi pe membrii familiei ca pe subordonați, încercând să comanzi și să-ți impui voință asupra lor. În acest sens îți recomand să te gândești la faptul că familia nu este un loc de muncă, ierarhia și relațiile în familie sunt diferite și este nevoie să dai mai multă libertate celor dragi. Tu iubești să vorbești, subiectul tău preferat este despre idealurile, aspirațiile, planurile, visurile, viziunea ta asupra lumii. Uneori tu îi antrenezi pe ascultători cu ego-ul tău. De asemenea, ești adesea înclinată să judeci alți oameni din punctul de vedere al idealismului și al lipsei de compromis, de parcă ai vedea doar alb-negru, dar nu vezi întreaga varietate de nuanțe ale lumii înconjurătoare. De exemplu, refuzul de a primi ajutor de la cineva, poți considera imediat ca o trădare a intereselor comune, în timp ce este puțin probabil să ajuți la problemele persoanei care a eșuat, să acorzi atenție cuantumului muncii sale, bunăstarea ei sau alte dificultăți. Sau ești cu mine, sau ești împotriva mea, acesta este motoul tău. Trebuie admis faptul că acest principiu este mai caracteristic adolescenților, și nu la maturitate, dar cum tu rămâi veșnic un copil, concluzia o poți trage singurică. De asemenea, tu rareori faci concesii și ajungi la un contract prin concesii reciproce, deoarece crezi că în acest fel te comporți în mod necinstit. Prin astfel de principii este dificil să-ți desfășori propria afacere. Tu trebuie să înveți cu siguranță să faci compromisuri și să nu mai consideri că un compromis este ceva rușinos. Lipsa de flexibilitate și inabilitatea de a negocia te pot distruge. Loialitatea față de pozițiile și ideile proprii este foarte bună, dar cu un anumit grad de încăpățânare în detalii devii ridicolo și, mai rău, demonstrezi prostie. Cu toate acestea, poți fi respectată ca o persoană deschisă și cinstită, deloc vicleană și înșelătoare. Sănătate și boli. Trebuie să acorzi atenție stării tale nervoase, deoarece emoțiile tale au o mare influență asupra sănătății. Ești capabilă să obosești de visele și fanteziile tale, iar emoțiile colecționate pot aduce la depresie sau tulburări nervoase. Trebuie să te asiguri că nu te închizi în lumea iluzii sau fanteziei tale, datorită faptului că lumea din jurul tău și oamenii te deranjează și te mânie. Ar trebui de asemenea să fii atentă la semnalele de avertizare din corpul tău. Orice durere prelungită, amorțeala, disconfort, ar trebui să te ducă la un examen medical preventiv. De asemenea, ar trebui să-ți faci obiceiul să inspectezi în mod regulat un număr de specialiști, chiar și în absența semnalelor de alarmă. Poți fi plinuță, deoarece iubești mâncarea delicioasă, așa că trebuie să-ți monitorizezi dieta și ar trebui să limitezi utilizarea felurilor de mâncare din carne, precum și consumul de lactate și alcool. Soarta și norocul. Vibrațiile zilei tale de naștere sunt de așa natură încât cu alegerea ta vei crea soarta,
Și totul depinde de ce direcție în viață alegi, ce trăsături ale naturii tale vei fi fost crescut. Ești o fire emoțională, hotărâtă și curajoasă. Ești neînfricată și poți aborda cu abilitate cele mai extreme situații, iubești riscul. Ai o intuiție excelentă, calități de conducere. Dacă aplici aceste calități într-o direcție negativă, viața ta va fi sumbră, plină de înșelăciune și pretenții. Și dacă alegi drumul strălucitor, acesta te va duce la bucurie și fericire, viața ta va fi frumoasă. Sfaturi pentru tine. Ești indiferentă față de bârfe, invidiezi profund senzațiile oamenilor ale căror emoții pătrund în adâncul sufletului. Străduiește-te să devii realistă. Nu mai trăi într-o lume de vis. Idealismul este admirabil, dar nu plătește facturile. Ascultă-i și pe ceilalți chiar dacă ți se par negativiști. Criticile lor îți pot fi de folos dacă le iei în considerare. Ce cadouri ți se potrivesc? Ești ca un copil care se bucură de orice dar. Pentru tine, nu este nimic mai ofensator decât să fii uitat să-ți dăruiască ceva de ziua ta. Dar dacă ceva chiar nesemnificativ este ambalat luminos și vesel, atunci deliciul care te cuprinde va fi asemănător cu o ploaie veselă de vară. Simplul gest al darului va fi acceptat cu plăcere și, în plus, nu vei pleca fără să aduci mulțumiri care pot depăși darul primit cu un ordin de mărime a prețului. A primi un cadou servește ca un buton de pornire pentru atenția reciprocă. Totuși, preferi un dar pe care îl poți încerca imediat sau îl poți folosi ori de câte ori este posibil, astfel încât să ți reamintească de cel care ți l-a dăruit. De aceea, darurile comestibile sunt ca niște felicitări care nu pot fi atinse. Ceva comestibil poate servi ca o sudură pentru darul principal. De asemenea, florile nu provoacă reacții speciale pentru tine. Conform experienței tale, florile trăiesc prea puțin, iar tu atragi deja toate lucrurile vii. Atâta timp cât lucrul poate fi folosit, acela este în viață, dar, potrivit concepției tale, nu poți folosi florile. Un avertisment: nu accepți daruri de la oameni care nu-ți plac. Iubești tehnologia, în special noua tehnologie digitală. Desigur, aceasta îți va aduce bucurie într-un telefon nou, o cameră foto de înaltă calitate. Dacă situația financiară permite un automobil, atunci să fie roșu, în caz contrar, vei invidia în continuare proprietarii de autoturisme roșii strălucitoare. Pentru tine este mai bun un dar ieftin, util în timp, deoarece te poți simți ofensată de un dar scump și inutil. Poți fi dispusă să accepți un set de teflon, mai degrabă decât un laptop chic. Îmbrăcămintea sport poate constitui un cadou bun pentru tine. Ești atât de inteligentă încât sportul nu este perceput ca un hobby, ci ca o componentă obligatorie, consolidând sănătatea. Pentru gospodinele modeste toate felurile de vase, precum și o mașină de cusut, un aspirator nou. Dar dacă cineva ar dori să îți ofere bijuterii, în acest caz, este mai bine să ți se ofere șansa de a alege independent. Cer cei cumpărați cu câteva zile înainte de vacanță vor fi de neuitat pentru tine. Vei primi cu plăcere seturi originale de bijuterii, seturi de manicură și tot felul de brățări sau decorațiuni interioare. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.